Muzeul Național al Banatului îi invită pe cetățenii joi 3 octombrie la ora 16 la vernisajul expoziției Vatra, un eveniment de excepție care va avea loc în sala de pedagogie muzicală a pastionului Maria Terezia. Expoziția va oferi publicului o experiență autentică în lumea tradițiilor bihorene regăsite în Banat. Obiectele expuse ilustrează viața și obiceiurile strămoșești, aducând în fața vizitatorilor țesături, ceramică, obiecte din lemn, mobilier și piese de port popular. Fiecare piesă expusă datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, reprezentând un fragment de istorie, o filă de povestea bihorenilor care și-au purtat tradiția cu mândrie. De asemenea, expoziția Vatra reprezintă o întoarcere în timp, un recurs la memorie și la valorile autentice ale vieții de odinioară.